psiholog, că sunt de la ASEF, Asociația Sănătate, Educație și Familie, împreună cu Institutul de Sănătate Publică București, Casa de Editură Viață și Sănătate. E un program național, după cum vedeți, de îmbunătățirea sănătății. Întrucât este ziua alimentației, trebuie să învățăm să mâncăm sănătos. Bun. După cum bine știți, după cum sunt două categorii de oameni, spiritual vorbind, cum? Credincioși și necredincioși. Sunt și două tipuri de alimentație. Cum? Sănătoasă și nesănătoasă. Hai să vedem pe care trebuie să o adoptăm. Cea sănătoasă sau cea nesănătoasă? Cea sănătoasă. Hai să vedem. Ia uitați o definiție a lui Domn, vă rog pe ce scrieți atenție, a lui Domn Quijote de la Mancia, că ați auzit, da? O rozinantii, călare pe calul la mai așa. Stomacul este laboratorul în care se plăzmește viața și sănătatea omului. Deci este stomacul? Un laborator. Deci în acest recipient, ca să pot să-l numesc așa cum vreți, mai pe înțelesul noastră, exact ca într-o oală. Fiți atenți. Ce băgăm în oala aia? De aceea atârnă sănătatea noastră și viața noastră. E, așa și stomacul. În funcție de ce alimente băgăm în el, fie sănătoase sau nesănătoase, vom avea ce? Viață? Sau chiar ce dumneavoastră aduce? Moarte. Plăjmăște viața și sănătatea omului. Ia uite așa a spus marele Socrate, a spus, unii oameni trăiesc ca să mănânce, dar eu mănânc ca să trăiesc. Pentru prima categorie de aici, unii oameni trăiesc ca să mănânce și să știți că în societatea noastră de astăzi se abordează acest fenomen, consumerismul. Băgăm cât putem alimente, cumpărăm 3 sticle de Coca-Cola la preț de, sau invers, cum e, la preț de una, 3, sau salam de ăla băgat 5 baghete la preț de una, și consumerism. Care este definiția acestor oameni? Este aceasta. Au făcut din alimentație un scop în sine, un scop al vieții. Și fac greșeală mare. Seminarul se adresează elevilor Colegiului Tehnic Ion Mincu. Este prezentat de domnul Florin Drăgoi, educator pentru sănătate în cadrul ASEF. Se desfășoară, dat fiind faptul că pe 16 octombrie este ziua alimentației și sunt implicate mai multe clase din cadrul Colegiului Tehnic Ion Mincu. Învață copii despre cum să mănânce, ce să mănânce? Se învață în principiu despre un stil de viață sănătos, alegerea alimentelor sănătoase. Este o legătură între atomul de carbon, care de hidrogen și de oxigen. E, aceștia trei, știți unde se realizează să formeze cele mai bune glucide? În fotosinteză, în plante. Și se fac o legătură între ei, coordonată, și ea naștere glucidele. Prin fotosinteză, în plante. Deci fiți atenți, în plante, am precizat, nu în carne. Bun. Uitați, sursa sunt principala sursă de energie pentru toate funcțiile corpului uman și oferă calorii într-o formă rapidă. De ce? Prin această fotosinteză, mâncând, că de-aia mi-a explicat eu că am fost cu cineva și ce de unde e atâta rezistență, că mănânci vegetale și e. Păi pentru că asta ne asigură vegetale. Energie și rezistență. Vă întreb ceva, cine este mai rapid? Leu sau antilopa? Cine rezistă mai mult? Leu. Cine a zis leu? Trei. Și celălalt tot a zis antilopa? Da. Toți ceilalți au zis bine, tu ai greșit. Pentru că leu, știi ce se întâmplă? Cei care sunt carnivori, că leu e carnivor. Are energie pentru scurtă durată. Ați văzut că aleargă după antilopă și după aceea scoate limba din post, așa se sfârșește acolo. De când antilopa fuge, zeci de kilometri pe chemul și îmi sfârșește. Tot un glucid, dar mai că este, se numește celuloza. Celuloza nu este absorbită. Deci e glucid, dar nu e absorbită de organism. Nu, dar un rol. Din fructe, celuloza, ce face? Absoarbe apa și face ca alimentele să plutească în intestine, să nu se lipească pe ele și astfel să facem cancer de colon, colon inimitabil, ulcere, tot. Asta e rolul celulozii. De-aia spune consumați cel puțin 2-3 porții. Ce înseamnă 2-3 porții? Că un măr cu banană pe zi dimineața, când e cu cereale, pentru că ăsta e rolul lor. De-aia spune consumați legume și fructe cât mai multe. Pentru că rolul ăsta, ca să nu facem cancer, ia uitați că ce spune aici, să nu facem, uite, unui tranzit de normal ajungă la eliminarea stocatelor cine și prevenirea constipației, a cancerului de colon, a ulcerului, a gastritelor, a tot ce este. De-aia se mănâncă fructe și legume. Ăsta e rolul lor. Fibrele se găsesc exclusiv în regnul vegetal. Deci nu veți găsi în carne așa ceva. Sub nicio formă. Niciun aliment de origine animală nu conține celuloză, vedeți? Deci vă spune clar.
Și eu am fost un carnivor înainte, credeți-mă. Eu vreau să vă spun voacea. Schimbarea în alimentație nu se face brusc. Nu, ci progresiv. Eu prima dată știți ce carne am lăsat? Cea de porc. Am lăsat-o pe cea de porc. Mai bună. Ar fi normal. Dar iar întrebați medici. Mergeți la medici și întrebați care e cea mai nocivă carne. Adeporc, vă zice. Adeporc, vă zice. Întrebați. Și oaie și capră, dar adeporc este, într-adevăr, dar carnea roșie încurajează cancerul, toată carnea.